Instituțiile publice din municipiul Botoșani sunt decorate cu afișe ce anunță cu mare tamtam disponibilitatea de a se ocupa de problemele botoșănenilor a celor doi șefi liberali din administrația publică județeană și locală, șeful Consiliului Județean Botoșani, Florin Țurcanu, și viceprimarul Viorel Iliuță. Numele celor doi sunt scrise cu majuscule și cu caractere mult mai mari decât restul textului, iar întregul anunț apare în două culori, galben și albastru, exact culorile PNL. Astfel de afișe au apărut la Consiliul Județean și la unități subordonate acestuia. În schimb, la unitățile subordonate municipalității botoșenene, aceste anunțuri nu există. Dispunerea tuturor acestor afișe în culorile PNL, fără niciun membru PSD-ist și fără sigla OSL, i-a enervat rău pe socialdemocrați. Unul din liderii PSD Botoșani a comentat, însă neoficial, că liberalii au întins de această dată prea mult coarda. În contrareplică, viceprimarul Iliuță a afirmat vis-a-vis de apariția afișelor că noi încercăm să anunțăm că suntem la dispoziția cetățeanului cu întrebări, cu sugestii, nu e nimic altceva, nu e nimic politic, este o chestie de administrație. Nu e nicio problemă și dânsii să facă chestia asta și oricine poate să ajute cetățeanul, nu văd nimic grav în acest lucru, mai ales că nu scrie PNL. Culorile puteau să lipsească sau că sunt, asta e mai puțin important, pentru că lumea știe de ce partid ținem, nu cred că e o problemă. Pe zi ce trece, relațiile dintre copreședinții USL Botoșan devin tot mai tensionate. După conflictul dintre liderul de la județ al PNL Florin Țurcanu și cel de la municipiu al PSD Ovidiu Portariuc, care s-a terminat cu nominalizarea publică de către Țurcanu a viceprimarului Viorel Iliuță ca fiind viitor candidat liberal la primăria Botoșani, se pare că liberalii botoșeneni sunt pregătiți să declanșeze o oarecare campanie de promovare.